Echipele CEZ, însoțite de poliții și jandarmi, au mers de dimineață în cartierul Brestei din Craiova. Știau că în zonă mai mulți locuitori fură energie electrică și au mers la sigur. Nu a trecut decât o săptămână de la ultimul lor control acolo, însă nu mare le-a fost mirarea să găsească din nou instalații improvizate de energie electrică. Nu este la mine tras direct în casă, este la... ne-am mutat cu cliente. Bă, ai lumina acum? Da, am lumină, dar n-am... Ok, hai să vedem ce folosești. Cei care au fost prinși furând curent nu s-au împotrivit echipelor de debranșare. Au spus că sărăcia i-a împins aici și că până seara se vor branșa la loc. Să ne pună ceasuri și plătim. Așa, degeaba ne luați firele, ne dați. Ce ne dați, tot ne legăm. Că n-avem ce să facem, avem copii la școală. Știm că e periculos, dar ce să facem? Numai noi tragem. Că tot cartierul ăsta trage. În zona vizată de echipele CEZ, doar 2% dintre consumatori sunt branșați legal la rețeaua electrică, ceea ce duce la pierderi foarte mari în detrimentul locuitorilor care plătesc curentul pe care îl consumă. Au mai existat astfel de acțiuni, însă ele trebuie continuate pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în condiții optime, pentru a asigura securitatea în exploatarea energiei electrice, și aici mă refer la parametrii de calitate, dar și de siguranța în alimentare, fiind vorba și de cabluri care pot cădea, pot fi conectate încă la rețea și pot crea victime. Zeci de persoane s-au lăsat acum cu dosare penale pentru furt de energie și folosire de instalații clandestine.